M-am căcat în cană, bă, și l-am mâncat cu lingura, frate. Deci, oh, 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 Dumnezeule mare, Iisuse Hristoase! Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod din Drag Vlog. Astăzi suntem pe fix același traseu pe care am fost și în ultimul videoclip. Și pentru că traseul e atât de mișto și superb, m-am gândit să vă fac și partea a doua a acelui videoclip, practic continuarea acelui videoclip în care v-am spus că o să vă povestesc ce întâmplări am avut în această o lună jumate în care am fost lipsă de pe canal, pentru că am trecut printr-o întâmplare pe care nu credeam că o să mi se întâmple vreodată în viața asta, ceva ce nu vezi în fiecare zi, dar uite că mi s-a întâmplat și mi s-a întâmplat fix mie, așa că astăzi o să vă povestesc cam cum am trecut, prin ce chestii am trecut, dar până să ajung acolo trebuie să vă spun mai de la început, să zic așa, pentru că am avut câteva săptămâni negre, nu știu cum Dumnezeu să le spun, o să le spun săptămâni negre. Știți cum se spune la noi în România că era acea zicală că un necaz când vine nu vine singur și se țin lanț. Ei bine, eu am trecut prin aceste săptămâni de necazuri lanț, dar îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că am trecut cu bine prin aceste săptămâni negre și nu s-au întâmplat lucruri foarte, foarte rele, să zic așa, dar au fost la limita limitelor una dintre ele. Și am să încep cu prima chestie, și anume că aici a fost doar un damage financiar, practic mi s-a stricat clima la mașină, direct 420 de euro, pum, s-au dus. A trebuit să schimbăm compresorul de climă la mașină, deci direct mi s-au dus 420 de euro din portofel. Cum am spus și în clipul anterior, cheltuieli neprevăzute care apar. Pe lângă asta, în săptămâna următoare, am fost la un client să curăț o canapea acasă, o prietenă de familie de-a noastră, pentru că mai fac și treaba asta pentru oameni cunoscuți, familie și mai departe, le mai curăț și canapele, covoare, etc. Și mă duc la femeie acasă, o sun și îi spun să coboare jos, că nu știam sigur care scară e, pentru că avea un număr de la ciudat la scară, 13 cu 7 cu 9, deci na, ea și înțelege ceva din el. Și zic, na, coborâți dumneavoastră jos, vă aștept aici, numai bine. Coboară femeia jos, a rămas la telefon cu mine și între timp eu îmi luam din portbagaj sculele și îmi pun telefonul pe marginea portbagajului, ceva ce de obicei nu fac, știi? Și era telefonul pe speaker, discutam cu femeia, zic, da, vin în două minute, îmi iau astea, am văzut-o la scară, zic, v-am văzut, vin. Și eu în stresul ăla mi-am adunat toate lucrurile și dau să închid portbagajul. Și nu se închide portbagajul. M-am auzit un crâit, un de-asta urât. Și zic, ce are, frate, nu se închide portbagajul. Că încolo un frumos iPhone 14 Pro Max stătea în calea închiderii portbagajului și l-am făcut terci. Deci l-am făcut praf telefonul. Direct altă cheltuială de vreo 1000 de euro de rata asta, pentru că mi-am cumpărat altul, n-am putut să stau fără telefon. Așa am trecut pe Samsung, am mai schimbat un pic tabăra, cum se spune. Așa că dacă aveți cumva un iPhone 14 Pro Max, nu contează ce culoare, dar defect cu placă de bază, aștept cu mare drag să îmi scrieți în comentarii, aș fi foarte interesat să cumpăr așa ceva. M-am uitat să-l repar, doar display-ul costă vreo 400 și ceva de euro.
Și prea se merită, pentru că telefonul la mâna a doua, în stare bună, e undeva la 700 de euro. Și nu prea se merită să bag acum bani în el, cel puțin. Am zis că dacă nu găsesc unul dărâmat, cu placă de bază sau ceva de genul defect intern, pentru că mie practic îmi trebuie display-ul și cred că ceva și pe la camere, pentru că nu mai merg nici camerele de pe față, nici cele de pe spate. Telefonul funcționează, dar de aici, de la partea asta, așa în sus, e negru. În schimb, în jos vezi. Deci l-am afectat destul de tare, dar totuși încă funcționează. Și cum am zis, camerele nu mai merg pe el. Dar o să-l mai las vreun an de zile, cred, până mai iasă un model nou de iPhone. Între timp se mai strică și alte telefoane, mai caut până poate găsesc ceva distrus ca să pot să îl repar pe ăsta, pentru că telefonul e foarte bun. Mie unul mi-a plăcut foarte mult, modelul ăsta de iPhone. M-am înțeles bine cu el, dar na, asta este. Mi-a părut foarte rău că l-am făcut praf. După care, v-am zis și în clipul anterior, mi-am spălat mașina, mi-a plecat lacul de pe capotă. Bă, na, alți bani, altă distracție. Deci astea s-au întâmplat, ca să înțelegeți, într-un decurs de o lună de zile, în fiecare săptămână mi se întâmpla altceva. Și zna, alți bani, altă distracție, alt necaz. Dar, cum am zis, mulțumesc de Dumnezeu că eu n-am pățit nimic din toate întâmplările astea, da? Deci sunt doar damage-uri financiare. Asta este, plătim, schimbăm, facem altele, pentru că la urma urmei sunt lucruri materiale. Asta e. Bine, îți pare rău când dai banii din buzunar, da? Ce să-i faci? Sunt lucruri care se întâmplă. Eu sunt genul de om care, dacă mi se întâmplă astfel de lucruri, îi mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că nu s-a întâmplat nimic cu mine și cu familia mea și că suntem sănătoși cu toții și putem să rezolvăm aceste lucruri. Deci sunt niște lucruri care se rezolvă. Doamne ferește de niște probleme mai mari unde nu se pot rezolva, acolo e belea mare. Astea sunt chichițe. Și cea mai nașpa dintre întâmplări pe care am avut-o a fost acum vreo 2 săptămâni. S-a întâmplat treaba asta, fix 2 săptămâni. Mergeam cu o basculantă, am avut o cursă fixă de la un șantier unde se săpa fundația unei case, cu tot cu beci. Deci a fost o fundație foarte mare, am avut foarte mult pământ de cărat de acolo. Și trebuia să mergem la cineva acasă să... Să basculăm acel pământ. Am fost 4 camioane pe aceeași cursă, între care și eu. Prima zi a fost super mișto, super lejer, n-am avut nicio treabă, tot mișto, am venit acasă, am băgat camionul în garaj, tot ok. Ca să înțelegeți ideea, ca să o iau așa frumos de la început, eu în fiecare dimineață, în orice camion în care mă urc, îi fac un control de jur împrejur, să văd cum se prezintă roțile, dacă am toate becurile, dacă am cine știe ce probleme, gen, ca să le poți rezolva înainte de a pleca pe drum, ca să mergi cu totul în regulă. E o regulă la noi în firmă, 5 minute până ți se încarcă cardul, cel puțin, te-ai dat jos, ți-ai făcut așa o rută de camion, să-i faci un control, se numește Abfahrts controle. Multe firme din Austria fac treaba asta și e ceva super ok, pentru că poți să previi anumite lucruri. M-am uitat pe la roți, m-am uitat pe la becuri, tot în regulă, super mișto în prima zi. A doua zi, la fel, te uiți pe aici, pe acolo, totul bine. Mă duc pe șantierul ăsta și cam la jumatea zilei, undeva pe la ora 12 și ceva, era ceasul, drumul pe care mergeam eu era un drum de viteză, un drum cu o limită de 100 de km la oră și la intersecția la care eu trebuia să fac la dreapta, practic se fac 4 benzi, adică tu când faci la dreapta, ți se face pentru tine o bandă, iar ăla din față, da, și pe benzile din față, ăla care va face la stânga în fața ta să intre tot așa acolo și el are banda lui, deci practic benzile care merg cu 100 își continuă drumul, doar că în intersecția aceea se reduce viteza la 70 de km la oră. Eu trebuia să fac la dreapta, deci m-am băgat pe banda din dreapta, am dat retarder, treaptă inferioară, pentru că eram tot cu manuală, am început să încetinesc de la 70 până cam la 20-30, pentru că nu poți să intri cu viteză mai mare în acel viraj, da, să schimbi direcția de drum, nu poți să mergi cu viteză mai mare. Și am încetinit și eu am chestia asta, nu știu dacă ați observat și pe clipurile mele, mulți mi-ați atras atenția că mă uit foarte mult stânga-dreapta, că vă amețez, cel puțin cu GoPro-ul cel vechi, vă amețeam prin faptul că mă uitam stânga-dreapta
Și mulți mi-ați reproșat treaba asta, dar eu fac treaba asta pentru siguranța mea. Eu și acum când merg pe drum, dacă am pe cineva în spate, eu mai arunc o privire la el, pentru că știu că oamenii te depășesc și trebuie să fiu atent că, uite, spre exemplu, eu poate pe curba asta aici, poate nu mai îmi țin drumul și, uite, îl tai un pic așa drumul, vezi? Și am intrat deja pe banda lui ăla și s-ar putea să-l nenorocesc pe omul ăla. Și am chestia asta că mă uit foarte mult în oglinzi, indiferent de ceea ce fac, că merg drept, că schimb direcția de mers, controlez oglinzile de fiecare dată. Mi-a intrat în mână treaba asta, o fac din impuls, nu o fac intenționat, pur și simplu e de la sine, da? Deci a intrat un mecanism automat pentru a, uite, și prostul ăsta sau asta, cum taie curba, deci fac asta automat, din instinct. Și în curba aia, intru eu frumos în curbă și când virez, am aruncat ochii în oglindă. Și ce crezi, bosule, nu mă văd, eram un camion cu 4 axe, de pe a treia axă îmi pleacă roțile, frate. Băi, oameni buni, deci vă zic sincer, deci m-am căcat pe mine maxim. Nu s-a auzit niciun fel de explozie, niciun nimic, numai o mică, un zgomot de metal, cam așa, ceva de genul. S-a înclinat un pic camionul pentru că eram în curbă, nu m-am răsturnat, mulțumesc Dumnezeu, că eram încărcat maxim, full, nu m-am răsturnat, băi, și mi-au plecat roțile, numai le-am văzut în oglindă cum s-au dus și îți dai seama, m-am oprit și m-am uitat cum se duceau, frate, și norocul meu că am avut viteză mică și roțile n-au mers foarte repede. Și cum erau patru benzi acolo, o roată a venit lângă mine aici, cum eu am făcut dreapta, a venit lângă mine, s-a oprit pe partea mea de drum, dar ca să vezi, s-a dus pe iarbă, deci s-a oprit fix la un metru de carosabil. Băi, și roata aia altă a părăsit tot carosabilul, a trecut toate trei benzile, celelalte trei benzi, și s-a oprit pe partea aia altă de drum, tot așa lângă carosabil. Am avut un noroc extraordinar de chior, pentru că pe banda care făcea la stânga, da, era o doamnă cu o mașină, bineînțeles, era oprită că se dea prioritate celorlalți, de lângă mine, către mine, așa, n-a trecut nimeni, am avut noroc chior, că n-a trecut nimeni ca să ia roțile în plin în momentul în care trecea pe lângă mine. Și femeia care făcea la stânga a văzut ce s-a întâmplat, s-a oprit, a fost atentă, iar pe partea aia, pentru că drumul mergea înainte, a fost un tip care la fel a oprit aproape de tot pentru că a văzut ce s-a întâmplat din timp și a avut timp să reacționeze ca să evite un impact nimicitor. Nici nu vreți să vă dați seama ce se poate întâmpla, o să vă las aici un exemplu de ce se poate întâmpla în momentul în care îți pleacă roțile de la camion și cineva intră în ele. Sperate. Oh! Oh, 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 oh! Așadar, poate să fie extraordinar de periculos, o situație. Pua, nici nu vreți să vă imaginați, am zis că fac infarct efectiv, deci pur și simplu am zis că fac infarct, a început să, deci mi s-a ridicat tensiunea 700, îmi bătea inima ca la iepure, frate, deci m-am blocat complet și din cauza adrenalinei m-am oprit de tot și intenția mea a fost să fug, să mă duc după roți, dar am văzut că n-a dat nimeni în ele, am zis dă-le dracu, lasă-le acolo că s-a oprit pe marginea drumului. Femeia aia s-a oprit săraca să-mi spună, vezi că ți-o pica roțile, zic mersi, am văzut și eu că eram deja dat jos din camion. Și zic ok, am făcut virajul la dreapta ganz normal, am făcut virajul la dreapta pe care trebuia să-l fac, am trecut o cale ferată, că era o cale ferată acolo, nu m-am răsturnat, mulțumesc Dumnezeu, am parcat mașina într-un loc sigur și după care m-am dus să adun șuruburile, piulițele de pe drum, că să vedeți a naibii chestie, deci eu tot drumul până acolo, n-am auzit acele roți să bată, nu le-am simțit să bată absolut deloc. Nu mi-am dat seama nicio secundă că eu o să pierd o roată pe drum sau ceva, pentru că nu le-am auzit absolut deloc. Și în mod normal, la viteză mare nu le auz, dar la viteză mică le auz, cum bat acolo, știi? Nu le-am auzit absolut deloc. Plus că șantierul unde trebuia să merg, trebuia să urc așa în munte, sus, și mergeam încet. Mergeam cu 20-30 la oră, pentru că nu putea camionul să meargă mai tare. Deci, în principiu, ar fi trebuit să aud acele roți sau să îmi dau seama de chestia asta. Dar nu le-am auzit, pur și simplu. Nu știu cum Dumnezeu, nu le-am auzit. Chestia și mai interesantă e că în locul unde am pierdut roțile, am găsit 7 din 10 prezoane. Pentru că camionul are 10 prezoane, 7 dintre ele le-am găsit
aproape în același loc, deci în intersecție, practic unde s-au desprins roțile complet. Cum au putut 7 prezoane să se spargă, să se rupă în același timp, să cadă, nu să se rupă, să se desfileteze, ca să mă exprim corect, pentru că altă chestie și mai interesantă e că eu nu am rupt niciun bolț, niciun șurub, practic, da? Sau cum, am un lapsus, cum le spune în română, prezoane. Deci n-am rupt niciunul dintre prezoane, nu s-au rupt. Pe interior, pentru pe roata care intră pe interior, într-adevăr, prezoanele erau un pic șlefuite, da, cum s-au mișcat acolo, dar pe partea de exterior, unde prinde piulițele, erau perfect normale. Deci erau super ok, pentru că a venit servisul să mă ajute să-mi pun roțile înapoi, alt chin, altă distracție, a trebuit să basculăm mașina pe parte ca să se ducă marfa care o aveam încărcată pe o parte, autăl și pe a meu, n-are nevoie de curbe, e ok. Și așa am putut să ridicăm un pic axa, să băgăm cricul sub ea, cricul hidraulic sub ea și așa mai departe, să o ridicăm, să o schimbăm, în fine, a fost o nebunie totală. Dar am găsit 7 dintre prezoane pe loc, 2 mai erau câteva sute de metri mai în spate, pentru că mi-a zis un coleg că le-au văzut pe marginea drumului, deci n-am mai avut pentru ce să mai merg să le iau, și unul cred că s-o fi dus la dracu în praznic, nu știu pe unde l-o fi pierdut, dar e foarte, foarte ciudat cum de nu s-au desprins gen pe rând, să pice câte unul, câte unul, câte unul și tot așa, și apoi să se desprindă efectiv roțile când n-or mai putut. Foarte, foarte, foarte ciudat. Acele 7 piulițe nu le-am mai pus înapoi pe aceleași, pentru că a venit servisul și mi-au adus alte piulițe noi nouțe, și ce crezi? Dintre toate prezoanele, doar unul a fost foarte puțin îndoit și ne-am dat seama că e puțin îndoit, doar un pic îndoit, pentru că nu intra efectiv cheia. Deci noi, după ce am pus roata, a intrat perfect roata, dar cheia, când am vrut să punem cheia pe piuliță, nu intra foarte, foarte puțin, a avut nevoie de 2 ciocane, iar când a început pistolul să o strângă, efectiv l-a îndreptat înapoi. Și toate piulițele au intrat super bine la loc. Deci foarte, foarte mare noroc am avut pentru faptul că n-a intrat nimeni în acele roți, iar ca distrugere, să zic așa, bara aceea care ține aripa roții s-a îndoit foarte un pic în sus în momentul în care roțile au ieșit și au dat în ea, dar am pus un lemn și când am lăsat bascula înapoi jos, am pus un lemn și l-am îndreptat foarte, cât să zic, 5 cm, 10, să zic că s-a decalat de la locul lui, dar l-am lăsat înapoi cu un lemn și cu bascula. L-am pus înapoi la nivelul corespunzător și n-am avut, bă, nici un pic de distrugere, zero. Deci distrugere zero, zero complet. Și un noroc chior, cum ar spune austriecii, Glück im Unglück, adică noroc în nenoroc, pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci vă zic sincer, am trecut prin niște momente de groază, bă, deci nu mă așteptam. În viața vieților mele nu m-am așteptat să împice roțile pe drum. Mi s-a mai întâmplat să pierd beton, să sparg oglinzi pentru că nu mi-am ținut corect banda sau a intrat alt prost peste banda mea și mi-a spart oglinda. Dar să pierd roțile pe drum, frate, niciodată nu mi s-a întâmplat asta. După ce am pus roțile înapoi, am plecat pe șantier, pentru că șantierul era la vreo 4 km distanță și le-am strâns frumos cu cheia dinamometrică. Am ajuns pe șantier, am descărcat și după ce am descărcat, băiatul cu servisul a zis că, bă, hai să dăm un check la toate roțile, pentru că am eu impresia că ceva nu-i bine. Și ce crezi? Am strâns roțile complet din nou la roata care au sărit, da? Erau strânse perfect, deci nu se destrânsese absolut deloc și le-am strâns un pic mai mult decât normal. Iar celelalte roți, toate erau în regulă, mai puțin tot aceeași axă de pe partea cealaltă. Ce crezi? Roțile nu erau strânse cu cheia dinamometrică. Practic, cine a lucrat la mașina asta, pe axa aceea, a uitat să strângă roțile cu cheia dinamometrică și de acolo am rămas eu practic fără roți pe drum. Sau cel puțin așa am constatat noi după faptul cum s-a întâmplat toată chestia asta. Pentru că altfel n-avea cum. Deci n-avea efectiv cum să-ți pice efectiv roțile. Deci șeful meu, care e șeful meu de garaj, nu patron, pentru că nu am patron, am patroană, dar șeful meu de garaj, care lucră de 37 de ani în firma asta, a zis că în viața vieților lui, de cât, cel puțin de când e la firma asta, el nu a văzut
așa ceva, să-ți pice efectiv roțile pe drum. Bă, din momentul în care le-ai strâns ca lumea cum trebuie, cum spune producătorul, la o anumită forță, nu știu sigur care e forța pe cheia dinamometrică, dar în momentul în care le-ai strâns la cheie, nu au cum, deci n-au voie efectiv să se mai desprindă, să zboare de acolo. Și într-adevăr, s-a constatat că este o eroare umană, pentru că și pe partea cealaltă a aceeași axe nu erau strânse roțile cum ar fi trebuit. Deci le-am strâns cu dinamometrica mai bine de jumate de tură, deci mi-a venit să-mi pun mâinile în cap. Deci mi-am făcut N și N filme în cap de ce s-ar fi putut întâmpla. Deci am avut, nu știu, un noroc chiar. Bă, eu când am fost mic, mi-a povestit maică-mea cu taică-meu, când am fost mic, cred că aveam vreo 2 anișori, m-am căcat în cană, bă, și l-am mâncat cu lingura, frate. Deci, oh, 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 Dumnezeule Mare Iisuse Hristoase! Co-a-e. Bă, zici că nu putea să stea pe partea... Unde să mă duc acum? Am p***a, mătii! Ce cretin, man! Ce fucking cretin! Bă, tare prost ești, bă! Cu diplomă! Deci că nu putea ăla să treacă strada cu căcatul ăsta de container. What the heck, man? No, că ăștia care gunoi și eu tocmai ce vorbeam de căcat, cum mâncam eu căcat din cană când eram mic. Și aia zic, am avut, bă, noroc, noroc. Cred că cana aia de căcat mi-a făcut... Mi-a dat norocul pe care l-am în viață, nu știu ce să zic. Dar oricum, mulțumesc de Dumnezeu încă o dată pentru tot ceea ce mi se întâmplă în viață. Asta este, bine că am trecut prin asta, am învățat cu toții ceva din asta. Faptul că trebuie să controlezi roțile, bă, de două ori. Chiar dacă le-ai strâns odată și știi, bă, le-am strâns, mai bine mai dai o tură pe lângă mașină și zici, hai să le mai strâng odată. Ca să fii sigur că nu se întâmplă astfel de nenorociri, pentru că Doamne ferească Dumnezeu. Vă dați seama, eu pe drumul ăla am mers și cu o zi înainte și în ziua în ziua aia, până la ora 12 să mi se întâmple treaba asta, am mers pe drumul ăla rapid cu 80 de km la oră. Deci mi-am pus pilot automat, 80 de km la oră și dă-i nenică, că am avut de mers vreo 10-15 km pe acel drum până să fac virajul ăla în intersecția unde mi-am pierdut roțile. Deci putea să se întâmple ceva catastrofic. Nici nu vreau să imaginez. Sau pe un deal, pe undeva, să împice roțile într-o râpă din asta. Doamne, îți feri, mă, cum merg eu pe toți munții ăștia să-ți pice roțile, să zbori într-o râpă, să te răstogolesc. Doamne, Dumnezeule, nici nu vreau să știu, nici nu vreau să-i mai dau mai departe filme gândului ăsta, că mi se ridică părul pe mine numai când mă gândesc. Și da, așadar... Am trecut prin niște săptămâni, să zic așa, negre. Nu știu de ce, nu știu cum. Asta este, lucrurile se întâmplă. Nu-mi pun prea multe întrebări de ce mie sau cum, Doamne, numai mie, pentru că unora săracile se întâmplă lucruri mult mai grave. Eu mă mulțumesc de la soartă că am primit doar atât și am trecut cu brio prin toate chestiile astea. Asta e foarte, foarte bine. Că n-a fost mai rău. Doamne, îți mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat și cum am trecut prin toate lucrurile astea. Așadar, da, cam astea sunt lucrurile care mi s-au întâmplat. Chiar vreau să vă povestesc treaba asta. Aș fi vrut din tot sufletul să vă arăt și câteva filmări cu toată întâmplarea asta, pentru că am scos un pic telefonul și am filmat cum arăta mașina, na, cu roțile lângă ea. Da, am uitat să vă zic că a trebuit să merg și să pescuiesc roțile după aia, că una era lângă drum, una peste drum. Da, asta n-a fost foarte greu. Într-adevăr, roțile alea sunt foarte grele. Nu știu sigur ce greutate au, dar sunt foarte grele. Aia altă care s-a dus peste drum, m-am chinuit un pic cu ea, că a picat un pic în șanț. Și apoi dă-i, ridic-o, ia și împinge, dar de la adrenalina pe care o aveam, nu știu, n-am simțit-o prea grea. M-am dus, am luat-o, am ridicat-o și am plecat direct cu ea. Și na, mi le-am dus lângă camion ca să vină serviciul să mi le pună înapoi. Da, cam asta e. Întâmplare foarte nasoală. Chiar nu credeam că o să trec prin așa ceva, dar uite că am trecut.
Chiar sunt curios voi dacă ați avut astfel de întâmplări sau dacă vi s-au întâmplat astfel de lucruri. Mi s-a mai întâmplat și la mașina mică să am roțile destrânse, de la mașina mică o simți, nu știu, se simte instant, îți dai seama că roțile ți sunt destrânse, că bate ca naiba. Dar la camion uite că nu e chiar așa, cel puțin pe o axă de mijloc, da? Pe o axă, pe a treia axă, că era un camion cu patru axe fix cum e ăsta, da? Deci pe a treia axă, deci la mijloc, na. Fiind greutatea distribuită în așa fel pe toate patru axele, mă gândesc că poate din această cauză nu s-au auzit sau nu s-au simțit ca destrânse, da? Da, cine știe. Da, asta este, mergem înainte cu capul sus, chiar aștept cu mare drag părerile voastre în comentarii, întâmplările voastre în comentarii, chiar sunt curios voi prin ce ați trecut și dacă e, poate facem și un clip anume cu întâmplările mai... mai grave, mai ciudate prin care ați trecut voi. Până una alta, eu vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, că vă uitați la mine. Vă mulțumesc cu, din suflet tuturor celor care v-ați alăturat canalului și mă cinstiți în fiecare lună cu bere. Înseamnă foarte mult pentru mine și mă ajută foarte mult să merg înainte, să îmi îndeplinesc visele pe care le am acum în derulare, cu detailing auto, cu track vlogging și așa mai departe. Vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat, vă invit cu mare drag să o faceți, pentru că mulți dintre voi nu sunteți abonați. Iar dacă v-a plăcut acest clip, dați un like. Dacă nu, dați un dislike, pentru că mă ajută oricum. Până data viitoare, dragilor, rămâneți cu bine, sănătoși și aveți grijă de voi oriunde v-ați afla. V-am pupat și vă urez o zi cât mai faină. Vă salut. Pa, pa!